Bună ziua, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit. Suntem Mariana Zberianu și Eduard Pastia. Și vă invităm la 60 de minute, emisiunea care vă spune la ce să vă așteptați în zilele care urmează. Să ne așteptăm la scumpiri. INSE a publicat rata anuală a inflației, rată care a ajuns la 5,4%. Cele mai mari scumpiri le înregistrăm la medicamente, 24%, dar și la servicii, transporturi sau în industria Horeca. Să nu credeți că asta este tot. Marcel Boloș, ministrul finanțelor, își prezintă, sau a prezentat deja, de fapt, astăzi măsurile fiscale menite să reducă deficitul bugetar cu 5 miliarde de lei, adică 1 miliard de euro. Ca consultat sau nu, mediul de afaceri rămâne de văzut. Oricum, domnul ministru reclamă cheltuielile uriașe din sectorul bugetar. La grămadă, salarii cu investiții, că așa-i stă bine. Dosarul Pantelimon continuă să fie pe prima pagină a presei românești și se conturează două tabere, pro și contra. Adevărul este că sunt multe semne de întrebare vis-a-vis de procedurile medicale, de modul în care a fost realizată ancheta. Nu mai vorbim despre cum Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor au investigat în luna aprilie, atunci când apăruseră primele informații. Situația este tensionată și în Orientul Mijlociu. Iranul a anunțat deja că nu va renunța la un atac asupra Israelului, iar Statele Unite a desfășurat în zonă mai multe capacități militare de reacție rapidă. Iar în Ucraina, de fapt în Rusia, în regiunea Kursk mai exact, se dau lupte grele, intenția ucrainenilor fiind una foarte clară, destabilizarea noului Imperiu Sovietic. Discutăm despre toate acestea, ca de obicei, cu invitata noastră, Sarmiza Andronic, jurnalist și analist politic alături de noi. Te salutăm, Sarmiza, și îți mulțumim foarte mult pentru că ești alături de noi. Vă propun, Edi, Sarmiza, doamnelor, domnilor, să discutăm pentru început despre dosarul Pantelimon, cum spuneam și la începutul emisiunii. Și dacă e să ne uităm, Sarmiza, la cele mai noi informații pe care le-am văzut astăzi, ei bine, l-am văzut pe domnul Vasile Barbu, știm prea bine cine este, președintele Asociației Pacienților, care a vorbit astăzi despre niște amenințări cu moartea pe care le-a primit încă de când a început să vorbească, să vină cu dezvăluiri despre ce se întâmplă acolo, asta pe de o parte, și pe de altă parte, dezvăluirile au mers și mai departe în ceea ce privește ce i s-a întâmplat dânsului, ca să spun așa. E vorba de un glonț de cauciuc, nu? Care a fost tras în casa domniei sale acum ceva timp, noaptea trecută, dacă nu mă înșel. Înainte de toate, aș vrea să comentăm un pic informațiile astea la cald, ca să zic așa, pe care le avem. L-am văzut, a avut mai multe intervenții pe parcursul zilei astăzi, la câteva posturi de televiziune. Cum să înțelegem gestul ăsta? L-am cunoscut pe domnul Vasile Barbu săptămâna trecută. Am stat cu domnia sa față în față și am avut o discuție despre ceea ce înseamnă tot cazul Pantelimon, sau mă rog, despre ce se știa la momentul respectiv, și mărturisesc că mi-a dat sentimentul că știe foarte multe lucruri, că nu poate să spună tot ceea ce știe și cred că era un pic temător, ca să nu folosesc un alt cuvânt, să folosesc acest cuvânt mai blând. N-am vorbit despre o amenințare, însă toată discuția a fost dusă în așa fel încât se aștepta, ieșind public și vorbind foarte deschis despre ceea ce știa, se aștepta cumva să existe repercursiuni. Uh-huh. Da. Dar că vorbim despre despre o amenințare cu moartea și lucrurile vedem că au ajuns atât de departe, despre chestiunea asta nu am vorbit și nu mă așteptam, și cred că nici domnia sa nu se aștepta să se ajungă atât de departe. Acest caz a împărțit totuși țara în două și am reușit aseară și pe parcursul săptămânii trecute să stau de vorbă cu mai mulți medici și cu persoane care au avut o poziție publică ca și cunoscători din anumite zone medicale. Deși medicii, am ajuns la o singură concluzie, că deși medicii ies și iau apărarea celor două doamne, de fapt lucrurile nu sunt foarte clare. Da? Și este destul de
complicat acum să pui etichete, dar pe de altă parte nici nu pot să nu te întreb și mă deranjează felul acesta de a nu comunica sau de a comunica extrem de agresiv și de a te critica cineva atunci când ai un punct de vedere sau mai ales atunci când pui întrebări. Cum fac eu, niciodată nu pun verdicte, că nu e cazul. N-am făcut asta nici în pandemie, nu mă pricep, pun întrebări, încercând să empatizez cu omul care se uită la televizor și care urmează, poate, că asta e viața, dar zic și eu, Doamne ferește, mai devreme sau mai târziu să ajungă într-un spital sau să-și ducă pe cineva drag într-un spital. Și atunci, sigur că e foarte riscant că ajungem să discutăm despre sistemul de sănătate în acești termeni, dar... Ce este foarte grav este că nu și-a pus nimeni problema că s-ar putea să nu existe, ci mai degrabă a fost o chestie credibilă și abia pe urmă noi ne-am poziționat de o parte sau de alta sau am încercat să fim neutri. Deci dacă cineva spune în România medicii sunt într-un anume fel, nu-și fac treaba, credem cumva, pentru că și noi la rândul nostru sau am fost noi implicați sau alții au avut experiențe neplăcute. Și asta este foarte periculos, pentru că totuși sunt medici în România care își fac foarte bine treaba și care chiar salvează vieți. Exact. Mi-am dat seama, aseară am intrat în dialog cu un medic din Franța care a avut o poziție publică vis-a-vis de ce se întâmplă la Spitalul Pantelimon și am reușit să-i pun două întrebări, respectiv dacă serul acela se folosește în orice cantitate, oricum, oricând, mă rog, mi-a explicat din punct de vedere medical și am înțeles, pentru că apare folosirea acelui ser fiziologic în ancheta procurorilor. Și doi, de ce consideră domnia sa că există o neconcordanță între ce scrie în fișă și ce s-a întâmplat faptic? Și mi-am dat seama că nu poate să răspundă la această întrebare. Mi-a spus că singura bănuială pe care o are este că asistentele n-au timp să scrie tot ceea ce le spune medicul, ceea ce este grav din punctul meu de vedere, cred că. Dar o să concluzionez spunând că există o lipsă de comunicare în unele situații, la unele spitale, dintre pacient și medic și nu neapărat dintre pacient și medic, dintre aparținător și medic, pentru că aceia sunt cei mai îngrijorați, aceia sunt cei care vor să înțeleagă, vor să facă mai multe și nu pot și rămân într-o zonă de neputință și atunci au nevoie de discuții și de răspunsuri la întrebări. Însă, în Franța, am reținut un lucru care se întâmplă și în alte țări, pentru că acest domn doctor mi-a spus acest lucru, că atunci când este o situație gravă, în absolut toate situațiile acestea grave se întâlnește o comisie care ia o decizie. Niciodată medicul nu ia decizia singur. Da, pe de altă parte e o întrebare logică, mi-a servit-o și mie cineva. De ce s-au modificat foile de observație? Apropo de cantitate, dacă totul era în regulă. Da. Erau decizii aplicate corect, din punct de vedere medical. Da, deci înțeleg că aceste... logică interesantă. Da, aceste... Păi, așa zic și eu, de ce nu e... De ce cu acei 15 mililitri, dacă e doar un mililitru? Adică, injectomatul spune că i-a fost administrat pacientului un mililitru, deși în fișă scrie 15. Aici este problema mea cea mai mare, că ar trebui să existe totuși o concordanță dacă lumea își pune întrebări. Își pune și pentru că sunt niște lucruri foarte clare care se văd. Și mai e ceva, Edi, faptul că am văzut stenogramele cu acele discuții, mi s-a părut că e foarte grav ce se întâmplă. Și știi, dacă asculți un medic care este foarte bun la ATI, cum sunt mulți care au ieșit în această perioadă, sigur că le dai dreptate. Și sigur că spui că totul este personalizat. Dar și această neconcordanță este tot o excepție. Și ne întrebăm ce urmează să se întâmple, știi? N-avem cum să nu întrebăm ce se întâmplă. M-a deranjat faptul că au ieșit medicii, sincer îți spun, și au spus nu mai intrăm în spital, nu mai facem gărzi. Adică e cumva, ne solidarizăm cu niște doamne
sau niște, sau cu două colege care nu s-a demonstrat dacă sunt vinovate sau nu, dar pedepsim un întreg spital și foarte mulți pacienți bolnavi. De ce să faci asta? Adică pot să înțeleg această solidaritate, pot să înțeleg că ele pot fi nevinovate, dar să pui în balanță ideea de a fi lângă colegele tale și viața oamenilor când tu ai depus un jurământ, asta nu mai pot să înțeleg. Și nu pot să înțeleg agresivitatea și nu pot să înțeleg de ce atunci când pui o întrebare ți-e greu să răspunzi tu sau o asistentă sau altcineva. Mi-a atras atenția aseară cineva, apropo de lucrurile astea pe care cu toții le vedem, fiecare mai observă câte ceva, că în acele stenograme nu prea apar cele două doamne medic. Nu, cele două doamne apar la un moment dat în stenogramă vorbind între ele și spunând: nu, sper să nu iau 25, m-am liniștit, sper să iau doar 7. Ori, știi, parcă sună cinic. Da, era normal să apară detalii din dosar? Și aici e o discuție. Apropo de, ne amintim anumite vremuri. Tu știi, adică apar tot timpul detalii din dosar. Dintotdeauna. Și mai e ceva, când acest tăvălug a pornit din interiorul spitalului, n-avea cum să nu se afle ce se întâmplă acolo. N-aveam cum. Pentru că degeaba se uită medicii la noi și sunt supărați că se pune presiune. Nu, nu se pune presiune. Presiune înseamnă să lucrezi sub presiune, înseamnă să lucrezi sub presiunea războiului, sub presiunea gloanțelor, așa cum se întâmplă astăzi, oriunde, în multe situații și în multe părți ale lumii. Presa n-a intrat peste ei în spital. Presa... Ce îi deranjează? Faptul că noi vrem, a pus întrebări și a pus întrebări în afara spitalului, ceea ce lucrăm sub presiune. Asta nu pot să înțeleg. Adică nu poate fi o scuză, nu mă mai duc să consult, nu mă mai duc să-mi fac treaba pentru că sunt sub presiune. Cred că ar trebui să atragem atenția asupra unor lucruri care trebuie schimbate în viitor. Asta este, nu cumva... Deci asta e o consecință a sistemului medical în ansamblu, un sistem care îi alienează și pe medici, și pe pacienți, și alte cadre medicale, asistente. Mie adică mi se pare că în România... genul acela de sistem în care vrei să intri pe ușa, te doare ceva, dar n-ai cum să mai ieși pe ușa cealaltă, da, cu un diagnostic. Trebuie să te duci la 4 spitale, 2, 3, 5 clinici. Nu mai avem policlinici, toți dăm năvală la camerele de urgență dacă ne doare în corp. Asta e o problemă, da, da. Ce să facă? Și ce facem cu, apropo de sistem, cu acele cadre medicale care își fac treaba cu onestitate? Mor zeci de cadre medicale anual de epuizare. Aici, da, cum îi protejăm de astfel de situații? E și datoria noastră, e și datoria mai ales a lor să se apere și să-și creeze un cadru și un sistem care să le permită acest lucru. Eu înțeleg acest tip de solidarizare, repet. Sigur că am spus-o și o să mai spun că sunt medici cu care eu personal am interacționat în diferite părți ale țării prin prisma profesiei pe care o am, însă văd că sunt nemulțumiri și văd că sunt nemulțumiri pentru că nu întotdeauna conștientizează sau nu întotdeauna pot empatiza cu partea cealaltă. Adică după ce ai tras linie, tu ești pe partea asta cu pacientul, sigur că trebuie să fii lăsat în pace. Dar pe de altă parte, trebuie să existe cineva care să dea niște explicații. Și apropo de spital, să nu uităm totuși că această plângere a fost făcută, cum spuneam din interior, că nu mi-am dus ideea până la capăt, și a fost scoasă în evidență de un jurnalist. Eu, dacă aș fi aflat o astfel de situație, aș fi spus? Da, cred că aș fi spus. Mi-ar fi fost greu să... sau mi-ar fi fost teamă să duc o astfel de discuție? Nu, nu mi-ar fi fost teamă, pentru că dacă așa se întâmplă lucrurile, de unde vine mizeria aia cu doamna cu coasa? Crezi că vine așa din neant? Crezi că cineva a vrut să facă rău? Pe de altă parte, dacă tu ca medic nu poți să explici în fața anchetatorilor ce ai vrut să faci, ce s-a întâmplat, că tu știi exact ce e acolo,
dacă tu te gândești că e mai bine să taci, n-ai cum să nu duci oamenii într-o zonă de speculație. Au fost multe, multe semne de întrebare cu comisia de anchetă de la, cu comisia de corpul de control al ministrului, da? Care a fost care a făcut un control administrativ. Eu însă mi-am intrat în dialog cu ministrul sănătății și l-am întrebat ce fel de control a fost și a spus unul administrativ. Era păi un și economist și... Cine adică, îi verifică până la urmă? Adică? Am înțeles. Păi și atunci ce să facem acolo? Acolo vorbim despre despre chestiune strict medicală. Nu poți să spui totul e în regulă dacă m-am dus să văd dacă și-au primit ăia banii sau eu știu cum au fost împărțite fondurile. Nu știu cum se fac aceste anchete, dar ceva nu sună bine. La un moment dat l-am rugat chiar să intre în dialog cu mine și i-am făcut un apel, fiind la un alt post de televiziune, să intre și să-mi spună cine a fost sau de ce, să ne explice dacă corpul de control al Ministrului Sănătății este doar pe această zonă administrativă și n-are voie să facă altfel de controle, sau dacă există și o parte medicală în interiorul Ministerului care ar putea să facă o astfel de anchetă sau un astfel de control. Nu mi s-a răspuns, nu știu dacă există sau dacă nu există, nu știu dacă domnul ministru a ales să facă acest control administrativ sau dacă n-a putut face mai mult, pur și simplu. Teoretic a fost completat și practic a fost completat acest control al corpului de control al ministrului cu controlul pe care l-au făcut Colegiul Medicilor, care și Colegiul Medicilor a ieșit apoi și a spus că nu e absolut nicio problemă. Și despre asta pot să vorbesc. Exact. Adică, dar ce vreau eu? Pentru că vreau să profităm de faptul că tu poți să înțelegi și să ne explici mai bine apropo de comunicarea la care făceai referire ceva mai devreme și la cât de important este pe de o parte ca medicii să răspundă la niște întrebări în fața anchetatorilor și pe de altă parte în fața aparținătorilor, Salmiza, pentru că îi aminteai ceva mai devreme și mi-amintesc de declarațiile pe care le făcea șefa de la ATI, de la Pantelimon, care era foarte deranjată. Săptămâna trecută discutam cu Edi într-o altă emisiune, era foarte deranjată de presiunea asta pe care o pune presa. Dar cât de îndreptățit este un aparținător când pierde pe cineva să meargă la un medic și să explice de la momentul acela aprilie până acum, pentru că comunicarea de atunci și până acum, nu greșesc dacă spun că a fost mai mult decât defectuoasă. Da, apropo de Colegiul Medicilor, într-adevăr îmi amintesc că a fost o conferință de presă imediat după controlul pe care ei l-au făcut și au spus că totul este în regulă fără să dea amănunte. În momentul în care această poveste a ieșit la iveală și a explodat, au venit și cu amănunte spunând că de fapt acolo a fost un control despre noradrenalină, se vorbea care este rolul ei și, mă rog, ce face ea în diferite cantități. Și asta mi-a atras atenția, adică s-a discutat pur teoretic despre ce înseamnă noradrenalina și cum se administrează ea. Vorbim la modul general, da? Poate că acum vor fi mai atenți, dar să știi că și în acest caz, și o să spuneți că sunt eu obsedată, dar și în acest caz cred că ar fi trebuit să existe un purtător de cuvânt al spitalului care să fie doar el care să discute cu presa, să răspundă la întrebările la care poate să răspundă și la celelalte întrebări, să vină mai târziu, dar să nu vedem un medic care este foarte supărat, care este direct implicat și care vorbește despre cum pune presa presiune și cum el nu-și mai poate face treaba. Lucrurile astea n-ar trebui să fie gestionate așa, pentru că dacă vorbim despre această panică care există acum în societate și nu putem să ne ascundem, ea există, da, uite, dimineața a ieșit o știre în care se spunea că oamenii nu mai vor să fie internați la Pantelimon. Păi, da, e cumva normal, unii vor, unii nu vor, deși acum asta este, gândești dacă nu cumva cei de la Pantelimon sunt de 20 de ori mai adesi decât alții, știi, tocmai pentru faptul că sunt în vizor. Deci dacă tu ești ca medic și te superi și dai senzația că ți se face o nedreptate când noi încă nu știm adevărul, noi nu punem etichete, noi nu spunem cine e vinovat și cine nu e vinovat, exact. Spunem doar că
avem dreptul de a fi informați atât cât se poate. Uite, ăsta este un mod de a comunica, să ieși ca purtător de cuvânt, tu, o singură persoană, nu șapte persoane, și să spui, am aflat asta, haideți să vedem ce se întâmplă, și eu îți spun că nu o să sară nimeni cu el, pe el, nu o să-i pună nimeni în, nu știu, piedică pentru că nu știe să răspundă la întrebări. Dar trebuie ca această instituție a purtătorului de cuvânt să înceapă să funcționeze peste tot, pentru că altfel nu o să avem o gestionare a comunicării corecte și întotdeauna vom avea un haos în comunicare. E practic asta, e vorba despre gestionarea comunicării unui subiect, ca să zic așa, în situație de criză, Sarmiza. Pentru că noi am mai vorbit despre lucrul ăsta. Dar uite, tot cu Edi vorbeam zilele trecute și te întreb și pe tine, am fi fost astăzi în altă situație, dacă atunci în aprilie, când cei de la cetățeanul.net au venit cu această investigație, era altfel situația de astăzi, dacă atunci, nu știu, am fi văzut o conferință la nivelul guvernului sau la nivelul Ministerului Sănătății, știu eu, cu domnul ministru, cu toți ceilalți din subordinea dânsului, cu directorul, cu managerul de la spital, cu șefa de la ATI, nu știu, cu domnul Bubenec, nu, președintele societății ATI la nivel național, nu știu, întreb, și s-ar fi lămurit atunci unele lucruri? Și dacă nu s-ar fi lămurit, dacă am fi văzut mai puțină superficialitate și mai multă aplicare pe caz, cred că lucrurile ar fi stat altfel. Cred că oamenii ar fi înțeles. Însă chestiunea asta a ieșit, a fost pusă pur și simplu, nu s-a întâmplat nimic, nu mergem nicăieri. Oamenii ăia, hai să ne amintim, aceste doamne vinovate sau nu, au continuat să lucreze în spital. Pe mine m-a îngrozit ideea că pe biroul acestei doamne sau acasă, la una dintre doamnele respective, s-a găsit o listă cu cei decedați și cu asistentele care au lucrat în acea perioadă, în acea zonă a ATI-ului. Acum, iartă-mă, cine își duce acasă o astfel de listă? Cine își duce acasă o listă cu oamenii decedați de la spital? E un lucru care pe mine mă îngrozește. De ce ar face cineva așa ceva? Da, există în arhive. Da? Există. Apropo de ce întreba Edi, cine a modificat? Știm cine a modificat? Nu știm. Păi, și într-adevăr, există o modificare în foaie. Doctorul Țincu spunea zilele trecute la un alt post de televiziune că există, că aceste fișe se bagă într-o arhivă și că doar anumite persoane pot avea acces la acea arhivă. Dacă cei din spital sunt corecți, vor spune la un moment dat, nu nouă, ci anchetatorilor, procurorilor, cine a avut acces după decesul despre care se vorbește în presă la acea fișă. Deci, da. Cred că putem să ar putea medicii să înțeleagă de ce suntem un pic triști și noi putem să înțelegem de ce suntem triști pentru că, și de ce suntem supărați pe medici. Poate toată lumea ar trebui să înțeleagă că avem acest drept și avem aceste semne de întrebare. Știu că există un precedent, știu că, iată, oamenii nu mai vor să meargă la spital, știu că, oricum, chestia asta a fost așa ca cireașa de pe tort. Știi că știm bine că oricum oamenii aveau o reținere în a se duce la spital. Și dacă nu te duci la un medic anume, ai o teamă că cineva îți va face rău, ceva se va întâmpla, va fi în neregulă, ceva va fi în neregulă. Nu știu ce se va întâmpla. Bine ar fi să se tranșeze odată acest caz, pentru că da, n-aș vrea să văd și asupra celorlalți medici ducându-se această poveste, pentru că vor pleca foarte mulți tineri din țară știind că aici nu au instrumente prin care să fie apărați, dar pe de altă parte vor pleca foarte mulți pacienți pentru că nu vor avea încredere în cei care urmează să-i facă bine în țară. Da. Mergem în pauză. Mergem mai departe, dar după o foarte scurtă pauză revenim, rămâneți alături de noi. Ne-am reîntors 60 de minute. Vă reamintesc, invitata noastră este, ca de obicei, Sarmiza Andronic, analist politic, jurnalist, expert în comunicare. Deci, Sarmiza, domnul Boloș și-a făcut un alt plan. Vrea să taie 5 miliarde și, din ce am aflat până acum, e
exact sau are, vom avea parte de exact aceleași soluții, accize mai mari, sigur nu se mărește nicio taxă directă, dar accize mai mari la tutun, benzină sau mai știu eu ce îi trece domniei sale prin cap, tăieri de cheltuieli, amesteca salariile din sectorul bugetar cu investițiile, n-am înțeles, e adevărat, foarte mult din intențiile sale, dar cu zâmbetul larg devenit proverbial, ne-am pus în vedere că de la anul am încurcat-o. Vrei să vorbim despre domnul Boloș, nu despre situația din țară, că nu înțelegem ce se întâmplă. Da, despre domnul Boloș. Aș fi vrut altă dată despre domnul Budăi, dar da, nu mai sună pe nimeni la 12 noapte. O să-ți mărturisesc ceva. De săptămâna trecută, sigur că domnul Boloș a tot apărut și a făcut tot felul de comentarii și s-a nimerit să mă întâlnesc cu cineva de la guvern și am zis, mă, da, totuși domnul Boloș, și a zis, aoleu, și tu începi. Deci e clar că există o problemă cu domnul Boloș și că domnul Boloș are niște probleme de comunicare și nu știu dacă neapărat de comunicare, dar nu prea înțelege, adică nu este ministru care să ne liniștească. Este ministru care el însuși nu poate dormi noaptea. Îți amintești că a făcut această declarație, da, că nu poate dormi noaptea. Și nu știu de ce, de fiecare dată când vorbește domnul Boloș, nu pot să cred. Așa o fi, cum spune el, să nu înțelegeți greșit. Mesajele lui nu ajung la mine. Acum, știi că eu am o teorie pe care am spus-o de foarte mult timp. Că fiecare își consideră dacă trăiește bine, mai puțin bine, în funcție de propriul buzunar. Că la modul general așa nu ai cum să faci aprecieri, n-ai cum să spui. Știu, au crescut într-adevăr prețurile la alimente, dar pe de altă parte vedeam astăzi o analiză în care se spunea că spre deosebire de iunie 2023 salariile sunt mai mari cu 13 și ceva la sută. Nu toate alimentele au crescut nu la toate alimentele prețurile au crescut cu 13 și ceva la sută și atunci pe undeva se compensează. Știi, trăim într-o țară în care economia de piață funcționează și avem de ales. De unde cumpărăm? De la un magazin unde e mai ieftin sau de la un magazin care te asigură cumva că produsele sunt mai bune calitativ, dar sigur dai un preț mai mare. Nu știu dacă sunt foarte mulți oameni care... Eu am întrebat pe cei din jurul meu. Când ai bugetul mai mic, mănânci mai puțin și bun sau preferi să ai aceeași cantitate în frigider și să ai o... Nu știu... Ai liniștea asta că ai mâncare în frigider, adică știi... Și să știi că părerile sunt foarte împărțite și cei mai mulți dintre oameni nu renunță la confortul acesta de a avea mult în frigider. Eu am spus și mai în glumă, mai în serios, că dacă într-adevăr se scumpesc alimentele, poate ne autoeducăm și în sensul de a nu mai risipi atât de mult. Să nu mă înțelegeți greșit, sigur că trăim într-o țară în care alimentele sunt scumpe, că nu toată lumea are bani de medicamente și așa mai departe, dar dacă te duci astăzi și ne-am autoeducat cu toții, dacă ne ducem astăzi într-un magazin, cu siguranță avem grijă să ne uităm la preț. Cu siguranță ne dăm seama că am cumpărat mai puțin, dar parcă nici nu mai aruncăm atât de mult. Da, știi, corect. Sunt eu poate persoana care să privească partea plină a paharului, dar recunosc că pe mine aceste prețuri foarte mari m-au dus într-o zonă de înțelepciune. Nu toată lumea trăiește ca noi. Sigur că sunt bătrâni care o duc greu. Sigur că sunt bătrâni care se plâng că nu au medicamente. Acum, societatea reglează cumva lucrurile astea. Uite, faptul că sunt niște alimente totuși de bază cu prețurile plafonate, iarăși este un lucru bun. Deci, toată povestea asta cu prețurile și cu inflația depinde unde te uiți. Toate ne... Întorcându-mă la domnul Boloș, care acum, nu dorme vezi, noaptea... Acum, vezi, n-am discutat despre domnul dar noi Boloș, dar... vrea da... să dormim noaptea. Mm-hmm, da. Domnul Boloș are exact aceeași abordare pe care o vedem de 34 de ani. Să tăiem ceva. Adică da, nu e vorba de schimbări sistemice, nu e vorba de soft la ANAF, de exemplu. Nu e vorba de vreo reformă fiscală, nu e vorba de
o legislație care să nu te mai arate cu degetul că ești un posibil infractor. Nu, noi tăiem. Noi tăiem sau punem accize la tutun și băuturi și zahăr. Da, înțeleg nevoia de a strânge și, mă rog, la tutun, a chestii de-astea la vicii, să pună accize. Să pună, dar, da, și eu sunt de acord. Dar astea sunt singurele măsuri pe care le luăm. Am discutat despre mei. E ca și cum te duci la medic și spui, uite, am o infecție la deget și taie degetul. După care te mai duci, uite, dar știi, acum am infecție la mână și stai și mâna. După care stai brațul, că s-a dus infecția. Păi așa face și domnul Boloș. Da, problema știi fără care e? Când o să taie? Când ajunge aici? Iartă-mă, Sarmiza, adică... doar o completare vreau să fac apropo de ce spune Edi, pentru că astăzi, din ședința pe care au avut-o domnul Boloș cu domnul Ciolacu, a ieșit pe surse niște informații, au aflat colegii noștri și așa. Pentru prima dată s-a discutat și pe cifre de data asta, ci că în ședința asta. Iar domnul Boloș a dat asigurări că va ține deficitul sub control, că practic asta este problema noastră principală, nu? Și că vor tăia din cheltuielile cu bunurile și servicii de la instituțiile centrale. Pentru că, apropo de tăiere, știi cum e, dacă tai de la oamenii simpli e una, dar tai și de la, am mai tăiat odată. Și de la ceilalți. Asta este întrebarea, Sarmiza. Adică te îndrept și înspre... Știi că noi am mai discutat, apropo de reforma aia despre care a tot vorbit și premierul Marcel Ciolacu, adică știm, cunoaștem, dar de ce discutăm acum din nou, că din septembrie abia să începem să tăiem cheltuielile astea? Adică doar ne-au promis sau au făcut că le taie? Asta zic. Înseamnă că le-au tăiat o reorganizare, toți pun asta în instituții. Știu eu, am văzut eu organigrame care s-au sucit, au mai dat afară niște oameni, au mai redus din personal. Nu este suficient și am tot întrebat care este suma pentru care am făcut economie. Cu cât am scăzut? Prea puțin. Nu, dar nu știe nimeni să-mi spună. Știi, nu văd această reorganizare sau nici nu știu cum să-i spun. Practic, așa este, o reorganizare, pentru că cei mai mulți sunt duși dintr-o parte într-alta. Acum nu știu dacă au salarii mai mici ca să aibă job. Nu dau seama. Dar da, am văzut niște organigrame schimbate. Opoziția spune că în sistemul de stat au mai fost nu știu câte mii de angajări. 14.000, cred că erau cifrele la un moment dat. Oricâtă economia îi face, dacă tu mai angajezi 14.000, parcă spun. Totuși nu se numește asta economie, spun. Știi? Dar discuția dintre domnul Boloș și discuția Ciolacu va continua și va fi la fel. Nu trebuie să veniți cu soluții și domnul Boloș o să vină cu propriile idei și Ciolacu nu o să fie de acord și uite așa o să întindem că domnul Boloș... Pentru că avem alegeri, nu? Pentru că avem alegeri, da. Pentru că avem alegeri. Și rămâne că... de interes. Trecem și spre Orientul Mijlociu, dar vă propun foarte scurt să rămânem puțin în București, pentru că a fost astăzi o întâlnire și nu putem, Sarmiza, să nu te întrebăm așa scurt, pentru că tot nu așteptăm și candidații pentru Palatul Cotroceni. Îl vedem acum pe premierul Marcel Ciolacu, s-a hotărât să vorbească cu șefii filialelor, dacă nu mă înșel eu, să vadă da, sigur. Ieri, ce se întâmplă. S-au întâlnit astăzi și sau au vrut să se întâlnească și suveraniștii, pentru că am văzut că a fost acolo un mic conflict, nu au fost primiți oamenii domnului George Simion, s-a întâlnit numai domnul Gușă cu doamna Șoșoacă, se limpezesc taberele, se negociază, se pregătesc candidații, ce se întâmplă? Eu cred că va fi o șansă pe care polul suveranist o va rata. Și asta pentru că au foarte multe orgolii. Acum, între Șoșoacă și George Simion știm foarte bine că au fost foarte multe tensiuni și știm că ele s-au manifestat într-o formă cu care noi nu eram obișnuiți. Adică oamenii care nu se înțelegeau din punct de vedere politic totuși se manifestau altfel și nu așa, nu cu un asemenea vocabular. Românii nu vor uita asta. Este nevoie de acest pol suveranist? Da, așa cum am spus-o de nenumărate ori, că era nevoie și de USR-ul acela pe care noi îl știam. Lasă, suntem într-o democrație, lasă pluripartidismul să funcționeze, lasă-i să vină cu tot felul de chestii, doar să aibă programe și noi să știm ce Dumnezeu votăm. Eu cred că dacă discuți de unirea polului, dacă vrei să faci un pol suveranist și discuți cu toate forțele, atunci trebuie să stai de vorbă cu liderii.
Dacă tu, George Simion, ai trimis două, trei doamne să discute cu Șoșoacă, n-avei cum să te gândești că va fi un succes. În primul rând, cele trei doamne sunt trei doamne care merg prin platourile de televiziune, le știm, sunt extrem de diferite, foarte diferite. Să presupunem că ar fi avut un mesaj unitar. Când vreodată Diana Șoșoacă o să stea de vorbă cu altcineva decât cu George Simion de la Aur? Dacă vrea într-adevăr George Simion să facă o treabă, nu faci prin delegați sau cel puțin nu în această fază a discuțiilor. Cred că e o manifestare a orgolilor, cred că fiecare ține de partea sa de negociere și va fi foarte greu să-i pui la aceeași masă. Și ce e mai trist este că, deși sunt foarte multe persoane, există un procent foarte mare de suveraniști din România care nu-și găsesc locul nici cu unii, nici cu alții, sau sunt împărțiți ba cu unii, ba cu alții, vor fi dezamăgiți, pentru că și-ar dori, și știu ce spun, o imagine serioasă a unor suveraniști care funcționează, uite, ca în Italia, că vorbim de atâta timp, sau în Polonia, sau în Cehia, unde oamenii au programe și spun așa: pentru asta noi vrem asta, da? Nu e o bătălie între lideri, ci o bătălie între ce înseamnă un partid suveranist cu programul lui și ce înseamnă un partid progresist cu programul lui. Și atunci tu alegi, ai doi poli, hai să vedem ce alegem. Ori aici o bătălie, a orgolilor, care nu duce absolut nicăieri și nu o să câștigăm nici noi ca țară, nu o să câștige nici ei ca lideri, partidele lor nu vor avea un procent foarte mare și toată lumea va pierde. De ce? Pentru că e o manifestare absolut nepotrivită pentru ce înseamnă niște lideri de partide suveraniste. Nici măcar extremism nu suntem în stare să avem. Dar, chiar așa, legătura la domnul Pastia, care se pregătește să citească niște cărți. Să meargă în Orient. Apropo de domnul Ciucă, voiam să te întreb, dar trecem la Orient. A plecat spre editură. Cartea, exact. Așteptăm cu interes forma finală și după aceea discutăm. Dar, Sarmiza Andronic în Orient și, apropo de comunicare, Israelul spune că vrea pace, dar îl omoară pe negociator. Noul șef al Hamas spune că e înnebunit să semneze un acord de pace cu Israelul, dar la două ore bombardează, aruncă cu rachete în Israel fără număr. Ce încearcă să ne comunice oamenii ăștia, sau nu încearcă să ne comunice și doar fac mișto de opinia internațională sau de, nu știu, de oameni în general? Pentru că ajungem să nu mai înțelegem mare lucru nici de aici. Ce nu înțeleg eu, și pornim de la asta, pentru că tu mi-ai ridicat mingea la fileu, este faptul că acest lider politic care a murit și care ducea negocierile pentru pace a fost înlocuit cu un lider militar, ceea ce înseamnă altceva. Extrem de radical. Extrem de radical. Păi nu ai cum, nu l-ai înlocuit, pur și simplu i-ai dat o treabă de făcut, alta decât o avea cel de dinainte. Și atunci e destul de complicat să privești cu liniște povestea asta, să gândești, hai să vedem ce se întâmplă, lasă că știm noi. Iranul și în aprilie, și nu numai în aprilie, în general, este extrem de bun la ceea ce înseamnă războiul psihologic. În aprilie au atacat după două săptămâni, deși în fiecare zi se spunea: Iranul o să atace Israelul, Iranul o să atace Israelul, Hezbollahul o să facă și o să dreagă. Nu s-a întâmplat asta, dar după două săptămâni s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat și acum. Este inevitabil, toată lumea, tot mapamondul vorbește despre faptul că este inevitabil ca Iranul să nu se răzbune pe Israel pentru moartea liderului politic. Și în fiecare zi se vorbește despre asta și atunci te întrebi, se va întâmpla și dacă da, cum? Pentru că nu poți să spui că este o surpriză că atacă, ci este o surpriză cum va face asta și când va face asta. Deci au această tactică de a duce acest război psihologic la maxim și de a crea foarte multă tensiune și foarte multă incertitudine. Pentru că gândește-te că dacă peste o lună nu atacă, dacă nici într-o lună, să zicem, că nu atacă Iranul Israelul, Israelul nu se dezlipește de ideea că va putea fi atacat. Nu va putea Israelul rezista fără Statele Unite, și Statele Unite au fost destul de, prin vocea lui Joe Biden, au fost destul de
nu tranșante, dar oricum foarte atente la ceea ce au comunicat și au spus că suntem alături de Israel, dar nu în bătălia cu Hezbollah. Deci e de stat cu ochii pe zona asta să vedem ce se întâmplă, pentru că mai mult decât să spunem urmează să atace și alte comentarii decât le-am făcut în celelalte săptămâni, nu prea avem ce să spunem. Este clar că pace nu vom avea. Pace nu vom avea. Nu prindem noi. Da. Depinde cât de intens va fi conflictul, depinde dacă Israelul depinde cum atacă Iranul și cum alege Israelul să riposteze. Pentru că acum știți și Iranul spune că de fapt este o ripostă la ce s-a întâmplat atunci când și-au ales președintele. Dar eu mai am o întrebare pe subiectul ăsta. Săptămâna trecută îl vedeam pe Anthony Blinken vorbind mesaje, a dat mesaje pentru ambele părți să nu escaladeze acest conflict. Da, asta pe de o parte. Face pe de altă parte, uriaș. Exact. Știm prea bine că armata americană a trimis acel submarin dotat cu rachete în Orientul Mijlociu. Lloyd Austin, am văzut astăzi că a făcut declarații să ajungă cât mai repede acolo în zonă. Adică mesajul Washingtonului până la urmă care e? Că vor să consolideze apărarea Israelului tocmai pentru a descuraja, da, într-un fel... Da, exact asta este. Vă susținem, suntem lângă voi, dar nu ne implicați în povestea asta. Uite, vă dăm arme. Știi că nu e neapărat bună comparația asta, dar așa am făcut și cu ucrainienii. Având în vedere că ei nu sunt membri NATO, am încercat să îi ajutăm noi toți cum am putut și m-am gestionat cât am putut de atent. Sau, mă rog, NATO a gestionat extrem de atent tot conflictul. Dar recunosc că nu văd foarte repede o ripostă a Iranului, tocmai pentru faptul că au această tendință de a întinde nervii la maxim. Da, o să vedem. Din păcate, destul de curând ce se va întâmpla acolo. Opinia mea e destul de clar. În afară de o confruntare, nu ne așteaptă nimic bun în zonă. Dar mai sunt câteva minute, vreo trei. Mergem spre lucruri mai relaxante. Sfânta Maria, joi, 15 august, e și ziua Marinei Române, este și ziua artileriștilor și a rachetiștilor, dacă nu știați. Dar pot să vă întreb eu ceva? Că e un lucru pe care nu-l știu. Și recunosc că, uite, nu știu să răspund la acest lucru și nici n-am avut pe cine să întreb. De Sfânta Maria, da, adormirea Maicii Domnului se spune la mulți ani? Părerile sunt împărțite, am studiat această problemă. Pentru că înțeleg că pe 8 septembrie totuși este ziua nașterii. Da, fiecare face cum îi dă ghes sufletul. Eu pot să vă răspund prin prisma faptului că pe mama mea o cheamă Maria și întotdeauna primea fiind din Iași. Ea și acolo aștept, se spune, la Iași se spune pe 8 septembrie de Sfântă Marie Mică, practic. Dar în momentul în care m-am mutat la București, toată lumea a început să-mi spună și pe 15 august și am învățat să le primesc pe toate și să iubesc pe toți oamenii și care fac curând de mine. Și să nu te superi pe cei care nu-ți scriu pe 15 august. Și să nu mă supăr nici pe unii, nici pe alții, să mă bucur de ambele zile. Și pe 15 august acum ne bucurăm, adică eu o să mă bucur mai mult decât atât, pentru că pe lângă faptul că... le voi aduce ceva bun colegilor, nu? Da, o să avem câteva emisiuni interesante. O să avem niște ediții speciale cu niște invitați de suflet, niște invitați deosebiți care sunt și au fost alături de noi în toți acești patru anișori deocamdată, să fie la cât mai mulți. Și chiar o să ne bucurăm și chiar o să fie o zi specială cu mai multe semnificații. Ne oprim un pic, Sarmiza, probabil cam un minut mai avem, pentru că o să ne vedem și pe 15 și o să vedem ce se întâmplă la Constanța, pentru că, cu siguranță, fiind înainte de alegeri, o să vedem acolo oameni politici care vor veni, nu? Îl vom vedea din nou pe domnul Iohannis cu ochelarii de soare. E mai cald anul ăsta decât anul trecut. Îi permite programul să vină? Tu crezi că nici nu vine? Eu am zis că există avioane private. Da, ce este... pesimiști am devenit. Astăzi, voi care sunteți optimiști. Astăzi este ziua tinerilor, ziua mondială a tinerilor, e ziua ONU. Mâine este ziua stângacilor, mars 13, ce putea fi mai...
Miercuri 14 august, poate ne aducem aminte că România a declarat război, în primul război mondial, Austro-Ungariei, și așa am intrat în un conflict care va schimba fața României definitiv. Nu intrăm în detalii. Și tot de Sfânta Maria este ziua relaxării. Iată. Așa că, iar o sărbătoare internațională. Mi-a plăcut o chestiune, nu știu dacă știai, Sarmiza, pe 17 august, sâmbătă, acum 158 de ani, avea loc primul accident de automobil cu prima persoană decedată la Londra. Și foarte interesant, m-am uitat pe statistici, de atunci au murit 120 de milioane de oameni în accidente de mașină. Da, uite, n-am știut. Așa, un pic ți se face... Da, așa e. Da, sunt statisticile de care nu avem neapărat nevoie, dar totuși își pot pune amprenta asupra noastră, poate suntem un pic mai atenți. Nu e automobilul, ceea ce pare a fi. Mulțumim, Sarmiza, pentru analize. Și mai bun, unii cu alții. Mulțumesc, Mariana Zberianu, că ai fost alături de mine și vă mulțumim dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi nemaipomenită. Rămâneți pe Metropola TV, numai bine!